16 echipe de fotbal din județul Vâlcea se vor întrece pentru titlul de campioană în sezonul 2022-2023. După ce Minerul Costești a primit loc în Liga a treia, ridicând la patru numărul echipelor vâlcene în acest eșalon, alături de timurile din Horezu, de și Călimănești, locul rămas liber a fost atribuit viitorului din Mateești. Pasionat de sportul rege, fotbalul primarul Ilie Cosmin Angelescu ne-a declarat că și juniorii A1 din Mateești au fost înscriși în competiția pentru categoria lor de vârstă. Drept urmare, la sfârșit sfârșitul acestei săptămâni, în duelul viitorului, echipa din Mateiști va juca cu cea din Mădulari. În alte partide, Atletic Drăgășani va întâlni pe CS Oltetul Oltețul Anun pe Minerul Berbești, Foresta Malaia pe Fece Băbeni, iar pe stadionul din Zăvoi, Secemer Râmnicu Vâlcea va întâlni pe Chimia.